A fost un moment la fel de important și pentru, la fel ca și cel de la Piatra Neamț, pe data aceasta fiind pe partea spirituală, care și ea ne unește, și am vrut să privim această vizită la mănăstirea Agapia, înseamnă iubire, tradus, ca partea spirituală care unește România și Republica Moldova, dincolo de chestiunile concrete și proiectele comune concrete pe care le-am discutat la Piatra Neamț. Eu sunt bucuros că am revenit la mănăstirea Agapia după 10 ani. S-au schimbat câteva lucruri în bine și de asemenea atmosfera de aici e una dătătoare de speranță și de a privi viitorul, așa cum am spus, cu credință și cu speranță. Mulțumesc! Domnule Filip, spuneți că următoarea ședință ar putea să fie la Chișinău, această ședință comună. Ce loc le-ați propune să viziteze în Republica Moldova? Dar înainte de această ședință comună, vreau în primul rând să-i mulțumesc foarte mult prim-ministrului Sorin Grindeanu pentru această idee minunată, de fapt, de a vizita această mănăstire, mănăstirea Agapia. Din punctul meu de vedere, dacă nu vedeam la această mănăstire, această vizită era una incompletă, pentru că am reușit să discutăm foarte calitativ, aș spune eu, toate proiectele care sunt în derulare și țin de cooperarea noastră bună dintre România și Moldova, dar, vă zic, dacă era lipsă această parte spirituală, această atmosferă divină pe care am găsit-o aici la această mănăstire, cred că ceva nu era complet. Acum, așa precum spuneam, ne simțim bine și spiritual și eu cred că în cel mai scurt timp vom coordona, vom avea și o ședință comună. Am spus că noi suntem pregătiți și cu mare plăcere vom găzdui această ședință comună a guvernelor România și Republica Moldova la Chișinău. Dar în ce loc pitoresc se duce? O să vedem. Viitorul, nu vreau să fac reclamă la